Comitetul executiv al FMF a stabilit data și locul desfășurării finalei din acest an a Cupei Moldovei. Partida din ultimul act, care va fi transmisă în direct la postul nostru de televiziune, va avea loc la stadionul Zimbru în data de 25 mai cu începere de la ora 20. Finala feminină a aceleași competiții se va juca pe 29 mai de la ora 17 la centrul de pregătire al selecționatelor de la Vadul lui Vodă. În cazul în care campioana acestei ediții și deținătoarea Cupei Moldovei vor fi echipe diferite, complexul sportiv Șerif din Tiraspol va fi gazda meciului final al Supercupei Naționale. În urma tragerii la sorți a locului de desfășurare a semifinalelor Cupei Moldovei, s-a stabilit că Urhei să organizeze partida dintre Milsami și Dacia, iar orașul Tiraspol să fie gazda întâlnirii dintre Șerif și Zarea Bălți. Partidele vor avea loc în data de 10 mai.